Bine v-am regăsit, sunt Ioana Brușten. Revin în această seară la emisiunea noastră un invitat pe care l-ați cunoscut în urmă cu vreo 2 ani de zile. Poate vă amintiți, domnul dr. Bogdan Vlădilă, medic stomatolog, era medaliat acum 2 ani cu medalia de aur la Salonul de Inventică de la Geneva și apoi de la Bruxelles pentru o invenție, pentru un dispozitiv numit Electronic Doctor, care era un dispozitiv și este un dispozitiv de activare a celulelor STEM adulte. Pentru ce se folosea, pentru ce acele medalii de aur? Un tratament non-invaziv destinat pacienților care suferă de boli parodontale. Parodontale, cred că e corect, domnule doctor. Mulțumesc că sunteți din nou alături de noi. Ideea este că Electronic Doctor a crescut, s-a transformat și este mai mult decât era acum 2 ani. Da, în acest moment Electronic Doctor este o certitudine. Deja este un produs care se comercializează în Europa, deci am depășit granițele țării. Bineînțeles, pentru a atinge standardele cerute în acele țări, am dezvoltat foarte mult designul, s-a investit foarte mult în modificarea liniei de asamblare. Să fie cât mai simplu și cât mai ușor de folosit. Este foarte simplu. În acest moment este un aparat pe care toată lumea îl poate folosi seara. Oricine, chiar dacă ajunge la ora 9 acasă, va găsi timp să-l folosească până la ora 10:30-11, pentru că oricum cu toții ne uităm la televizor sau lucrăm pe laptop, citim. În această perioadă, bineînțeles, cât timp ne desfășurăm activitatea, putem folosi acest dispozitiv, care este foarte simplu și care, bineînțeles, se va aplica. Se va regla. Îl și vedeți pe domnul doctor, ne arată cum se folosește. Foarte important, acest dispozitiv se folosește acasă, pentru că pacientul pleacă cu el acasă. Exact. Marele avantaj care îl avem este că am reușit să respectăm fiziologia celulară. Nu se poate promite un tratament de regenerare dacă nu avem un timp de minim 2 ore de acțiune. Uitați-l cum acționează. Are un singur buton pe care îl apăsăm. O cutiuță atârnată de gâtul nostru. Și ne putem plimba, putem citi, e decizia noastră. Da. Nu se simte nimic, pacientul nu simte vibrații, nu face zgomot. Mulți dintre ei îl folosesc în timp ce se uită la televizor și, evident, adorm. Aparatul oricum se oprește automat după 2 ore de tratament. Marele avantaj este că prin acest nou aparat respectăm fiziologia. De ce spun asta? Pentru că pornirea mecanismelor regenerative nu se poate face în 10-15 minute cum se încearcă prin alte tehnologii. Aceste celule, bineînțeles că au o latență. Noi avem în interiorul corpului tot ce ne trebuie. Avem așa numitele celule STEM, care sunt în stare dormindă și care pot fi trezite fie traumatic, și pe această metodă se bazează toate celelalte terapiile de care ați auzit, injecțiile cu diferite substanțe, intervențiile chirurgicale, radiofrecvența, laser, LED, toate fac un traumatism asupra celulei STEM, care simte traumatismul și în momentul în care simte că e agresată, reacționează. Prin ce venim noi nou, este că am găsit un mecanism atraumatic. Am descoperit acea frecvență care trezește celula STEM fără să facem un traumatism. Venind cu această abordare total naturală, pentru că frecvența este apropiată de frecvențele naturale și foarte ușor de utilizat, minim 2 ore, repet, timpul este esențial, putem promite o regenerare stabilă. De ce spun regenerare stabilă? Pentru că în momentul în care, de exemplu, ne tăiem, și atunci se pornește cascada de regenerare, dar este o regenerare temporară, este ceva care cât de repede vine, atât de repede pleacă. În momentul în care vorbim despre ceva cronic, cum ar fi boala parodontală, care este o boală foarte frecvent întâlnită, aș putea spune că 80% din populația României are așa ceva, bineînțeles că toți pacienții care au boală parodontală trebuie să continue mecanismele clasice de igienizare. Apă de gură, pastă de dinți, tot ce înseamnă. Doar că trebuie să știe că acestea au doar un mecanism superficial. Nu au cum să pătrundă în interiorul osului.
Iar osul este o pârghie. O pârghie care are o forță externă, forță ocluzală, ce nu se modifică niciodată, este involuntară, și are o anumită implantare a rădăcinii. Această implantare este cea care contează, pentru că de-a lungul vieții, din numeroase cauze, implantarea scade. Exact asta vreau să vă rog să ne explicați, de ce 80% din populație are astfel de probleme, pentru că pare o cifră de-a dreptul înspăimântătoare. Paradontoza, lumea știe în general despre această afecțiune, că se manifestă prin mobilitatea dinților și pierderea dinților. 80% din populație? Da, aș putea spune din populația globului, pentru că din punctul meu de vedere este partea îmbătrânirii. Nu pot spune că parodontoza este ceva normal, dar este ceva pe care îl are toată lumea, și eu și dumneavoastră și probabil toți care se uită la noi în acest moment. Ce se întâmplă? După 30 de ani se oprește capacitatea proprie, capacitatea autologă de regenerare a colagenului. Până în 30 de ani ați observat, totul e bine și frumos. După 30 de ani, când colagenul nu se mai regenerează singur, apar toate în același timp. Pe față pielea cade și doamnele știu. Noi, stomatologii, vedem că dinții încep să se miște, apare retracția gingivală și, bineînțeles, dintele fiind o pârghie, începe să miște, pentru că brațul forței care rezistă e din ce în ce mai mic. În aceste cazuri, bineînțeles, nu este indicată intervenția chirurgicală, pentru că de câte ori ne tăiem, la mână, de exemplu, prima fază a regenerării este retracția marginilor plăgii. Dacă pe o pârghie deja defavorabilă mai facem o incizie, nu facem decât să mai scădem încă 2-3 mm, fără să fim capabili să punem vreun material care să se transforme în os, din simplu motiv că dintele nu conține vase de sânge. E ca o farfurie, este o ceramică, dintele este o hidroxiapatit. De aceea am venit cu un nou mecanism prin care, bineînțeles, facem igienizarea prin tehnici clasice, nu facem nicio incizie, pentru că incizia ar strica și mai rău pârghia, și începem să îmbunătățim colagenul printr-un dispozitiv capabil să pătrundă profund. Aici suntem noi diferiți. Noi nu acționăm în superficial, nu acționăm precum pastele de dinți, precum apele de gură sau cine știe ce substanțe aplicate peste gingie. Noi acționăm în profunzimea osului, de aceea rezultatul vine, să zic, după o lună, însă este foarte stabil, durează mult timp, pentru că ce facem noi? Densificăm osul. Osul devine mai dur. Și pentru a le explica pacienților, le spun cum, mergând la mare, își înfigă o umbrelă în nisip și dacă bate vântul, zboară umbrela. Acela ar fi dintele nostru. Dacă însă bat cu piciorul în jurul umbrelei, se densifică nisipul și umbrela nu mai zboară. Asta facem noi. Nu creștem osul, pentru că nimeni nu va reuși vreodată să crească osul, dar îl densificăm într-o perioadă de 2 luni prin ședințe de lungă durată de 2 ore, care din fericire am reușit să le facem simplu de utilizat acasă. Are efect pozitiv acest aparat și în cazul celor care au nevoie de implanturi? Mă gândesc la faptul că foarte mulți oameni înainte de implant sunt informați că nu mai există suficient os și au nevoie să facă o adiție de os acolo ca să poată să facă implantul. Deci este o etapă în plus. Îi poate ajuta și pe ei? Bineînțeles. Implantul este ca un dinte. Din punctul meu de vedere, trebuie să facem tot ce putem să evităm implantul. În momentul în care dintele s-a pierdut, din punctul meu de vedere, este un eșec al stomatologiei, pe care în 2017 nu ar trebui să-l mai avem, dar dacă s-a ajuns la pierderea dinților, evident trebuie să punem implant. Dintele și implantul reprezintă niște pârghii. Și acum înțelegeți foarte clar, o pârghie are obligativitatea de a fi fie mai lungă, fie să stea într-un os mai dur. În cazul implantelor, deoarece avem limitări anatomice, nervi, sinus, este evident că putem întări osul cu acest aparat, facem densificare osoasă încât să inserăm niște implante mai scurte. Rezultatul este aceeași. Deci fie faci o grefă și pui un implant mai lung, cu mari limitări, nu vreau să comentez acest subiect, fie te bazezi pe osul natural pe care îl durifici, îl faci să fie mai dens și pui un implant mai scurt. Rezultatul este același. Având acest instrument foarte ușor de dat acasă pacienților, tuturor cărora le-am implantat aceste implante mai scurte, le vom da odată la 2-3 ani cât un tratament de menținere, pentru că ei, în mod evident, au un risc. Un pacient care deja are
implante în gură, este un pacient cu risc mult mai mare decât un pacient care are dinți naturali și de aceea eu fac tot ce pot să nu se piardă dinții. Un dinte care încă mai este implantat 5 mm, eu reușesc să-l salvez pentru 10-20 de ani. Bineînțeles că voi reuși să-l salvez doar dacă pacientul cooperează cu mine, dacă își face tratamentul așa cum îl indic. Dacă sunt pacienți care nu-l fac, nu-i pot ajuta. Dar măcar am reușit să pun pe piață un dispozitiv care cu siguranță îi ajută. Se numește altfel, acum 2 ani, când am stat noi de vorbă, era Electronic Doctor. Da, acum se numește Electronic Doctor Stem Generator, pentru că s-a exemplificat, s-a demonstrat și mecanismul prin care acționează. Mecanismul este de trezire a celulelor stem. În interiorul osului avem aceste celule stem dorminte, la fel ca în toate celelalte țesuturile. Ele nu pot fi trezite decât prin traumatism, dar vor fi trezite pentru o perioadă foarte scurtă, după cum v-am explicat, sau prin această frecvență care, din fericire, se poate aplica repetat, astfel încât acest aparat se va putea folosi în viitor și în scop preventiv. Deci fiind ceva natural și care nu implică niciun traumatism, evident că vom putea preveni pierderea dinților. Și de fapt asta e ceea ce îmi doresc eu, să le ofer pacienților mei posibilitatea să nu-și piardă dinții, iar cei care deja au implante inserate să le promit că nu-și vor pierde implantele deja inserate. V-ați gândit să vă întoarceți la Geneva sau la un alt salon de inventică cu acest aparat îmbunătățit sau nu? Foarte simplu, vă spun, deja piața din Elveția am cucerit-o. Probabil voi merge la un alt salon în America sau undeva unde n-am ajuns. Dar în Europa lucrurile s-au cam rezolvat. Deocamdată îmi dedic timpul altor proiecte de dezvoltare industrială. Voi dezvolta subiectul pe alte continente, probabil de la an începând. Am înțeles. Cum arată studiile, rezultatele? Nu mai sunt studii, de fapt, pentru că există pacienți. Da, există cum arată sute rezultatele? De pacienți, rezultatele sunt fantastice. V-am vorbit despre tratamentul parodontozei. În acest moment putem spune că putem trata parodontoza pentru că atingem exact cauza. Cauza este slăbirea colagenului. Foarte mulți spun că parodontoza are cauze genetice, ereditare. Total adevărat. Dar acum, noi nu intenționăm să modificăm genetica, știind cauza, și anume slăbirea calității colagenului, am făcut ceva care întărește colagenul. Asta este cauza. Bineînțeles că vom reuși să facem lucrul acesta doar la pacienții care și mențin igiena orală. Să nu înțeleagă cineva că eu spun altceva. Dar, din păcate, igiena este superficială, iar cauza pierderii dinților, respectiv a implantelor, este profundă, în profunzimea osului. Da? Și trebuie folosite aparate cu lungime de undă mare, care să ajungă lângă rădăcină, în profunzimea osului. Mai devreme, puțin ne-ați spus că există cumva, nu un efect secundar, un efect asociat, un efect adăugat acestuia de care ați povestit și care tratează bolile parodontale, acela cosmetic. Și cred că doamnele ar fi foarte interesate să afle, apropo de modificările pe care le aduce vârsta, asupra tenului, asupra pielii. Bineînțeles, de aceea am și făcut acest aparat, pentru că bonus la regenerarea osului maxilar, pacientele au și un lifting facial, efectiv, se ridică pielea, pentru că este același mecanism. Atât osul cât și pielea sunt bazate pe colagen. În momentul în care noi regenerăm colagenul, în același timp se produce o densificare a osului, plus o câștigare a elasticității pielii, iar pacientele văd cum se întinde pielea, dispar ridurile în zona facială, iar în zona aceasta a obrazului se ridică pielea și, pentru mine este foarte bine, pentru că în gura omului nu se uită decât dentistul, dar pe exterior pacientele au un efect vizibil și toată lumea le întreabă, dar ce ai făcut, arăți atât de bine? Astfel încât la mine lumea sosește pentru că a văzut o altă prietenă care arată mult mai bine, cosmetic. Este un rezultat foarte vizibil după o lună. Există contraindicații? Poate toată lumea să folosească acest aparat, fie preventiv, fie să rezolve diverse probleme, fie în scop cosmetic?
toată lumea poate, cu excepția celor care au pacemaker, dar din păcate cei care au pacemaker nu se mai gândesc la parte cosmetică. Câmpul magnetic este demonstrat de literatură ca fiind cel mai sigur mijloc terapeutic. Însuși Tesla, în 1800 și ceva, a spus că cei care vor reuși să controleze câmpul magnetic vor reuși să creeze un dispozitiv care nu va avea contraindicații. Pentru că orice înseamnă produs chimic, înseamnă că poți doza o substanță sau două din punct de vedere chimic, dar celelalte 10 care întotdeauna sunt asociate unui produs chimic nu pot fi asociate. Iar celula, la tot ce înseamnă produs chimic, poate întotdeauna absorbi mai mult, nu se oprește. Din contră, la câmpul electromagnetic, mai ales de frecvență naturală cum îl avem noi, nu există supradoză, nu există o posibilitate ca celula să fie atacată de un câmp electromagnetic. Deci nicio altă afecțiune nu intră în discuție. Nicio altă afecțiune. Avem test ADN făcut. Deci s-a verificat la nivelul ADN-ului, s-au verificat cele 9 zone cele mai fragile și demonstrându-se că la aceste zone cele mai fragile nu s-a produs nicio problemă, este evident că la celelalte mai rezistente nu se produce. Acest test ADN este mai puternic decât un studiu clinic pe 50 de ani. Pentru că la un studiu clinic poate apare vreun efect advers în anul 51, în timp ce la un test genetic vezi totul în 6 luni. Și care ar fi zonele sensibile care ar fi putut să fie afectate și bine că nu sunt? Ele sunt la nivelul ADN-ului, dacă vă dau acum niște denumiri, dar ele sunt foarte bine descrise în literatură. Acest test, care din păcate nu se face în România, este foarte bine acceptat în Germania, în Franța. Și în ziua de azi, cam acesta este testul pe care trebuie să-l faci. Nu mai face nimeni teste pe animale, deja s-a trecut la un alt nivel. Ați spus, din câte mi-aduc eu aminte, la precedenta noastră întâlnire, cea de acum 2 ani, că ați lucrat împreună cu ingineri ca să puneți la punct acest aparat. Bineînțeles. De data aceasta, cam cum a fost echipa? Sunt inginer român, totul este făcut în România și de câte ori merg în străinătate, toată lumea se minunează, adică tu faci tot în România? Da, tot în România. Sunt, fără să mă laud, un ambasador al României. Deja am reușit să fac lumea să vorbească despre România. Nu este doar inventat în România, este și produs. Este și produs și sunt foarte multe doamne care prin zone faimoase ale Europei se înfrumusețează cu un produs românesc. Acolo, în străinătate, lumea este foarte mult atrasă de partea cosmetică. Este, bineînțeles, o altă piață, dar vă pot spune că acolo lumea este foarte mult atrasă și deja aceasta este cererea foarte mare. Cred că lumea este atrasă peste tot pe pământul acesta, doar că acolo, mai spre vest, probabil că posibilitățile sunt mai mari, posibilitățile financiare și atunci nu este poate un că tratament, e mai vizibil. Nu este un tratament scump. Acesta este un tratament, din punctul meu de vedere, foarte ieftin, având în vedere beneficiile care le aduce, având în vedere lipsa de traumatism și faptul că e natural. Știți că, cel puțin în cosmetică, există o tendință bio. Noi suntem adevăratul bio. Deci nu aducem nimic străin organismului? V-am spus că orice substanță chimică are întotdeauna și un efect nedorit la nivelul celulelor. Noi aducem doar frecvența naturală care are un efect bine demonstrat și nu are efecte adverse. În urmă cu 2 ani erau medaliile de aur, era cercetarea care arăta foarte bine, erau studii care fundamentau totul. Erați puțin supărat atunci că nu aveți parteneri, că nu aveți investitori care să ducă exact aici unde sunteți acum. Și mă bucur că i-ați găsit și că în felul acesta numele României a putut să ajungă în lume și lumea să beneficieze de acest aparat. Da, există o cerere foarte mare pentru această biotehnologie, așa se numește acest domeniu, în străinătate. Partenerii mei sunt străini. Am văzut o mare diferență de mentalitate, deci acolo așa ceva se caută, nu investește nimeni în construcții sau ceva, acolo așa ceva se caută și când am ajuns, bineînțeles că mi-am găsit partenerii rapid. Tot așa,
Pornind de la ceea ce spuneați dumneavoastră, cu celulele STEM aflate în stare dormindă în organismul nostru, gândindu-mă și aducându-mi aminte și de discuția noastră de data trecută, credeți că cercetarea în acest domeniu poate să meargă înainte, poate să rezolve probleme și de altă natură, nu numai cele parodontale, lucrurile legate de cosmetică? Există afecțiuni care vin din toate părțile, pentru toate organele, pentru toate sistemele. Lumea de la celulele STEM așteaptă cu maximă speranță foarte mult. Cu siguranță o să dezvoltăm subiectul, voi invi la anul. Și la anul vă voi prezenta o nouă aplicație. Deci deja e clar că știți, aveți ceva pregătit, aveți ceva da, pus deoparte. Este ceva foarte, foarte bine, deja demonstrat, dar știți cum e, trebuie așteptat. Toate la timpul lor. Da. Ceea ce mi se pare mie un lucru foarte bun la acest aparat este ușurința de a-l utiliza. Lumea de multe ori este descurajată, să spunem, de timpul lung de care are nevoie ca să ajungă la medic, ca să aștepte, ca să facă un tratament, de numărul ședințelor. De data aceasta e simplu pentru că îl iei acasă și este la latitudinea ta când, cât îl folosești. Important este să respecti acel termen pe care ți-l sugerează medicul ca lucrurile să meargă așa cum trebuie. Deci se evită unul din lucrurile de care ne temem cu toții, din motive de timp. Da, întotdeauna este mai bine să previi decât să ajungi să o pățești. Da. Ca și stomatolog pot spune că niciun implant nu se compară cu un dinte. În ziua de azi se poate, deci există tehnologie. Există cabinete stomatologice care doresc să păstreze dinții pacienților, astfel încât este doar decizia pacientului unde să se prezinte și care este decizia sa. Bănuiesc că ați ajuns să inventați așa ceva, pornind de la experiența de stomatolog și văzând foarte, foarte multe probleme. De ce ajungem în faza în care să speriem medicii de specialitate? Cu ceea ce văd în gura noastră. Eu sunt implantolog, eu am făcut mii de implante. Și tocmai văzând că un implant care începe să aibă probleme, vestitele perimplantite, nu mai poate fi reparat, deci este ceva care odată început avansează foarte, foarte puternic, mi-am dat seama că trebuie păstrați dinții. Și repet, orice dinte care m-are implantat 5 mm, da, eu îl salvez. Pot să fac lucrul ăsta. În cazul implantelor, bineînțeles, pot opri perimplantita. Doar că perimplantita asta înseamnă o mulțime de microbi care rămân acolo orice am face, pentru că vă dați seama, implantul are niște spire, el nu e lis. În jurul spirelor nu mai putem curăți. Și rămâne o infecție de focar. În jurul dinților nu. În jurul dinților avem metode încât să eliminăm. Până la urmă, noi suntem tot niște medici. Trebuie să eliminăm infecțiile din organism, astfel încât dacă mergem și ne facem VSH-ul, să nu fie crescut. Sunt foarte mulți pacienți, ca să nu spun toți, care au un VSH crescut deoarece au infecții, mai ales în jurul implantelor. Există tehnologie, putem face, în acest moment este doar decizia pacienților. Igiena deficitară sau în multe situații deficitară este un argument suficient pentru apariția tuturor acestor probleme stomatologice? Repet, sunt un adept al igienei și niciun doctor din lumea asta nu poate să nu susțină igiena. Dar cu toții știți că ați respectat igiena și cu toate astea ați avut probleme. Pentru că adevărata cauză este că în profunzime colagenul își pierde din calități. Nu poți spune că e o boală. E datorită vârstei. Un fenomen. Datorită vârstei. Toți o pățim. În acest moment trebuie luate măsuri să întărim în profunzime colagenul. Și lupta contra microbilor va fi din profunzime către exterior. O celulă sănătoasă este cel mai bun agent antiinfecțios. Aceasta este adevărata luptă. Bineînțeles că vom continua cu toate tehnicile clasice, cu toate pastele. Eu sunt prieten cu toate pastele de dinți. Dar din păcate nu pot acționa în profunzime. N-au cum. Dacă dumneavoastră îmi spuneți cum ajunge pasta de dinți sau apa de gură în interiorul osului, deci nu are cum.
În această situație e clar că nu are cum, există soluții, bine că există soluții, iată tehnologii revoluționare inventate și produse în România, ceea ce este extraordinar, ne facem cunoscuți în lume încă o dată, dar în sens pozitiv de data aceasta, ceea ce ne bucură foarte mult și chiar mai mult decât atât, există și promisiunea că lucrurile vor merge înainte. Da, vă promit că la anul, să zicem spre toamnă, voi avea o nouă aplicație. Stabilim o întâlnire de acum? Da, peste un an. Peste un an suntem aici la domnul doctor Bogdan Vlădilă ca să vedem încotro a mers cercetarea dânsului și ce minuni mai pot face celulele STEM stimulate, trezite și orientate așa cum trebuie. Vă mulțumesc foarte mult și vă aștept. A fost domnul doctor Bogdan Vlădilă, medic stomatolog. Vă mulțumesc dacă ați fost alături de noi. Sunt convinsă că a fost foarte interesant și pentru voi. Ioana Brușten sunt eu. Până data viitoare, aveți neapărat grijă de voi ca să rămâneți sănătoși. Be smart. Be cool. Be fresh. Be FM.